Există ceva pentru care doresc să stau de vorbă cu tine. Tu nu ai puterea să oprești în viața ta groparii care te duc spre cimitir. O să spui ce vrei să spui, pastore. Vreau să spun despre groparii cărora le dăm voie să ne mormânteze înainte să vină ceasul morții. Dumneavoastră știți că una dintre cele mai grozave gropi care există în viața aceasta e groapa pe care ne-o săpăm singuri? Are român o vorbă: cine sapă groapa altuia, va cădea singur în ea. Vreau să vă spun următorul lucru. Mulți dintre noi ne-am dat pe mâna groparilor. Ori de câte ori ai lăsat ca viața ta să fie atinsă de păcate, ori de câte ori ai dat băuturii un loc în viața ta, ori de câte ori ai dat drogurilor, ori de câte ori ai dat altor păcate în viața ta dreptul să lucreze, să-i săpat groapa. Și ascultați-mă, nu există om pe pământul acesta care să poată opri cu mâna lui groparii să te ducă spre groapă. Sunt oameni cu care am stat de vorbă, au venit în biserică și mi-au spus în felul următor: pastore, sunt cel mai nenorocit om, îmi joc toată averea la casino. Știu că sunt nebun, am înnebunit, zice el, îmi dau seama că las copiii fără pâine, mă jur de fiecare dată că mă las de casino și când am niște bani în mână, mă simt tras ca și vita spre abator și n-am puterea să mă împotrivesc, n-am puterea să lupt. Sunt oameni cu care stau de vorbă, tineri care îmi spun: știu că nu e bine să iau droguri, mi-am spus de atâtea ori să nu iau droguri, dar ori de câte ori am un ban, mă duc așa ca un magnet și încep să mă droghez. Sunt oameni care știu că limba asta nu e dreaptă, nu e bună și spune multe prostii. Și de multe ori și-au zis: ar trebui să-mi pun frâul limbii. Sunt mulți dintre noi care își risipesc banii, își risipesc tinerețea, își risipesc viața, dar n-au putere să se lupte. Au venit oameni care mi-au zis: aș vrea să mă las de țigări, aș vrea să mă las de băutură, știu că nu-i bine. Tatăl meu a venit într-o seară acasă și când am deschis ușa, mi-a tras o palmă de am văzut stele verzi. Eu n-am știut că povestea asta cu stele verzi e adevărată. Că dacă îți dă o palmă zdravănă, se dezlipește un pic retina de la ochi și vezi stele. Nu știu dacă erau verzi, dar erau câteva. Și îmi zice tata: ficiorule, zice, dar de când te-ai apucat de fumat? Și eu am zis: eu nu fumez. Poc, mi-a dat o palmă și peste celălalt obraz, ca să fie pereche, că era rece celălalt obraz. Un verișor de-a meu care a fost prins cu țigările a zis: dar ce, zice, numai eu fumez? Fumează și Florin. Eu eram un fel de, na, și Florin. Și mințise. Și tot m-a bătut și de nervi, tata, de nervi, s-a dus pe balcon și se calma fumând o țigară. Eu copil m-am uitat și am zis: mă, ce dreptate e asta? Mă bate că fumez și nu fumez și el de nervi se duce și fumează. Că din gură dăm ușor și mulți dintre noi cu gura vrem să ne lăsăm de rele. Cu gura vrem să ne lăsăm de tot ce nu este bun. Dar e ceva care ne trage. E ceva care are control asupra vieții noastre. Este ceva care nu te lasă în pace. Și tu te-ai scârbit de ceea ce faci. Și ție-ți e groază și de multe ori îți vii și spune: mi-aș da cu pumnul în cap! De nebun ce sunt! Dar n-am putere, pastore! Te anunț ceva. Tu n-ai putere să oprești groparii care te duc la groapă. Dar este cineva, Fiul lui Dumnezeu, care s-a oprit. Și în această seară spune: tu n-ai puterea, dar eu am puterea să opresc pe toți aceia care te duc la groapă, pe aceia care ți-au săpat. Ne-am predat voluntar. Noi ne-am predat răului. Noi suntem cei care am admis și am permis răului să încolțească. Dar în această seară Domnul spune: groapa aceasta, zice, groparii ăștia care se grăbesc, mâna mea îi ține. Domnul Dumnezeu a pus mâna pe raclă și groparii s-au oprit. Pentru că Dumnezeu are putere. Dumnezeu are putere. Dumnezeu te poate elibera. În această seară puterea sângelui Domnului Iisus Hristos este aceea care te poate elibera.
nu planul tău, nu istețimea ta, nu gândurile tale, nu strategia ta, nu înțelepciunea ta, nu tăria ta, ci sângele Domnului Iisus Hristos are putere.